Partida s-a desfășurat pe terenul sintetic din cadrul complexului 1 Mai. Principala tribună a devenit neîncăpătoare pentru numărul mare de suporteri veniți să vadă amicalul dintre FC Olt și CSU Craiova. Antrenorul divizionalei secunde slătinene a avut o bună ocazie să ruleze întreg lotul de jucători. Dacă în prima repriză au intrat titularii, în cea de-a doua Oprescu s-a bazat pe un număr mare de juniori, cărora le-a dat șansa să se afirme. Cea care a deschis scorul a fost echipa de la malul Oltului prin reușita lui Marius Curtuiuș. Golkeeperul Bălgrădean nu a avut replică. Oaspeții au egalat prin Hergelegiu, iar Băluță și-a readus echipa în avantaj după ce l-au învins pe Mogoșanu. A fost un simplu meci amical în care noi am încercat să ne facem jocul nostru, care credem noi că îl vom pune în practică duminică la viitorul. Dan Oprescu s-a declarat mulțumit de jocul de astăzi, pe care l-a considerat un test util, în special pentru juniori. Mai ales pentru copii, pentru că, ați văzut, le-am dat șansa aproape tuturor, chiar și celor mai mici, să se bucure de un meci cu Craiova. Toți au jucat foarte bine. Sunt curios că proiectul nostru, să zic așa, decurge bine, e pe drumul cel bun. Pentru Cârțu, amicalul de astăzi a fost doar un antrenament pe teren sintetic. Un antrenament, dacă jucăm pe sintetic, teren sintetic la Chiajna și adică să intrăm puțin în atmosfera așa sau în mediul de joc pentru duminică. Prin evoluția de astăzi, trupa lui Oprescu a demonstrat că se poate ridica la nivelul unei echipe de pe prima scenă a fotbalului românesc.